Este toată lumea gata? Bună ziua! Bine ați venit, sau bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu ocazia Adventului. Ce este, în primul rând, Adventul? Da? Adventul este perioada aceasta de care ar trebui să fie de bucurie și de liniște, din perioada dinaintea Crăciunului. De altfel și cuvântul Advent vine din limba latină și înseamnă venire. Este perioada în care ne pregătim pentru venirea pe lume a Mântuitorului. Adventul este și este plin de tradiții germane, începând de la coronița de Advent, care simbolizează lumina și o să-l rog pe Dumnezeu să aprindă prima lumânare din cele patru lumânări, lumânarea speranței, lumina speranței. Dar de data asta am reușit să ne întâlnim chiar cu ocazia primului Advent. Alte tradiții, calendarul de Advent, care îi ajută pe copii să treacă mai ușor peste perioada asta de nerăbdare și de așteptare a Crăciunului. Bradul de Crăciun, îl avem și aici cu noi. Mulțumim hotelul de ceva pentru decor. Tot din tradiția germană mai avem târgurile de Crăciun cu dulciuri, cu vin fiert. O altă tradiție este de a scrie un spil, scena nașterii Domnului, care se pune întotdeauna este pus întotdeauna în scenă în biserică și în care copiii și tinerii joacă rolul lui Iosif sau Mariei sau magilor și de asemenea este pentru pregătirea Crăciunului. Avem, bineînțeles, și colindele germane și astăzi, sau să zicem în aceasta, să se sărbătoresc 200 de ani de la prima prezentare publică, să spunem, a colindului Stille Nacht, care este cel mai cunoscut colind la nivel internațional, a fost tradus în peste 200 de limbi și dialecte. Și este reprezentativ pentru colindele de Crăciun. Astăzi avem un program, grupul Alegria, fetițele care vor dansa câteva dansuri germane. Avem colinde, interpretate de domnul Todașcă. Avem câteva poezii, domnul Viali, Vlad Weissmann, Carina Bulea. Avem și o surpriză, doi invitați, care ne-au mai încântat și altă dată cu colinde și cu cântece. Și, bineînțeles, Zweimann Zwei, formația noastră, care ne încântă de fiecare dată și ne interesează atmosfera.